Joi a avut loc la Giurgiu ședința Comitetului de Bazin Argeș-Vedea, ocazie cu care a fost sărbătorită în avans Ziua Internațională a Dunării. La manifestare au fost invitați Cristiana Pașca Palmer, ministrul mediului, apelor și pădurilor și specialiști ai Ministerului, conducerea Administrației Naționale Apele Române, prefecți, primari, președinți de consilii județene, alte autorități locale din județele aflate în bazinul hidrografic Argeș-Vedea. Din perspectiva dezvoltării durabile și a societății pe care ne-o dorim, cu o economie robustă și sustenabilă pe termen lung, apa sau cărăușul naturii, cum o numea Leonardo da Vinci, este o parte importantă a problemei, dar este și o parte importantă a soluției. În planul acțiunilor concrete, problema își găsește soluția prin modificarea radicală a raportului dintre om și mediul natural. Intervenția omului în natură trebuie să devină benefică, astfel încât să se restabilească capacitatea de regenerare a mediului natural, să se conserve biodiversitatea și să se țină sub control forța destructivă a fenomenelor naturale. Soluția care răspunde acestor cerințe este promovarea economiei verzi, care este un model economic cumva nou, prin care omenirea nu va mai plăti noile bunuri materiale produse pentru dezvoltare, cu riscuri pentru mediul înconjurător și prin deficit de resurse naturale. De fapt, ce vrem să spunem prin această idee de economie verde este că putem să ne dezvoltăm economic, dar în același timp să fim în armonie cu mediul și cu natura. Și asta e o abordare cumva nouă și diferită față de felul în care, în general, noi oamenii ne-am dezvoltat de-a lungul timpului. Pornind de la această idee de economie verde, eu ca ministru al mediului mi-am propus pe perioada acestui mandat, sigur, pe mandatul meu ca și ministru, să promovez și în România economia verde. Lăsând la o parte mandatul, mă ocup de acest domeniu de foarte mulți ani. Și am considerat că este foarte important și pentru România să începem să promovăm aceste idei, tocmai pentru că, așa cum spuneam și un pic mai devreme, natura nu ne dă prea multe alternative și suntem deja în dezechilibru foarte mare cu sistemele naturale. Consider că pentru România economia verde este o oportunitate de dezvoltare și de stimulare a unui management eficient al resurselor naturale, între care, desigur, se numără și apa. Referindu-mă concret la Dunăre, România promovează deja acțiuni coordonate de protecție a calității apelor fluviului și de management al riscurilor naturale și antropice. Cu acest prilej au fost premiați elevii care au avut o bună colaborare cu apele române. Pe lângă diplomă și daruri, elevii au avut parte de o surpriză plăcută. Au fost plimbați pe Dunăre cu nava Sarmisegetusa, navă laborator ce se află în dotarea SGA Giurgiu. Vorbim de Dunărea care trece aici prin sala noastră de multe, multe mii și de fapt chiar milioane de ani, dar mai departe duce Sigdardu și, uite, el va povesti foarte frumos de tot felul de activități, dar eu cred că bine la activitățile astea foarte, așa, care poate sta sunt un pic complicat și sofisticat. Ce important este ce înseamnă pentru voi să avem un mediu curat, ce înseamnă pentru voi Dunărea, nu e aici la oare. Uite, mi-a plăcut ideea asta cu petrilor, să iau petițe. Uite ce frumos a fost, chiar dintr-un pet. Un coșuleț, o pisicuță și plăcuțe chiar. Și dacă punem și niște floricele sau un, nu știu, un ghiveci acolo, putem să avem un obiect decorativ din ceva care altfel ne acordează mediul înconjurător, toate sticlele astea de plastic. Să nu-i lăsați pe părinte aduce plasticul pe jos, da? Vă strângeți și puneți frumos la coș. Așa, așa trebuie să facem toți. Bine, vă mulțumesc mult încă o dată și în special aș vrea să mulțumesc și profesorilor pentru că sunt sigură că se preocupă să transmită copiilor aceste cunoștințe și de mediu și de protecția mediului și de ce e important să avem grijă de Dunăre și putem să trecem poate și la premiere direct pentru că văd aici niște desene foarte frumoase și avem diplome pentru voi toți. La grupa de preșcolari. Mușcăstiu, locul întâi de la grădinița Dumbraga minunată, grupa Fritindei. Haideți să-l aplaudăm pe Mușa Silviu. Unde este Mușa Silviu? Este aici? Felicitări! Tu ce ai desenat?